Șeful statului susține necesitatea reorganizării teritoriale a țării pe considerentul că astfel banii vor fi distribuiți mult mai eficient. Propunerea a fost criticată astăzi de Claudiu Săftoiu, vicepreședintele PNL Gorj, care susține că prin acest proiect se urmărește de fapt reorganizarea colegiilor parlamentare în perspectiva alegerilor de anul viitor, astfel încât să fie avantajați democrat-liberalii. O măsură vitală pentru viitorul economic al României și al cărei rezultate nu poate rămâne decât în zona interesului electoral de putere și de influență al actualei puteri. În replică, deputatul democrat liberal Severus Militaru susține că acest subiect este o nouă găselniță a opoziției pentru a putea sări la gâtul puterii. Discuții de genul că avantajează PDL-ul sunt pur și simplu speculații politicianiste. Deci lucrurile se vor întâmpla clar după 2012. Iar acest lucru trebuie să se întâmple pentru că, așa cum a spus și domnul președinte, trăim într-o Românie setată europeană. În plus, Militarul a declarat că și dacă s-ar pune problema adoptării unui astfel de proiect, el nu ar putea fi pus în aplicare până la alegerile viitoare.